În 2009, fizicianul britanic Stephen Hawking a organizat o petrecere pentru călătorii în timp, dar a trimis invitațiile cu un an mai târziu și, evident, niciun invitat nu s-a prezentat. Călătoria în timp este probabil imposibilă. Chiar dacă ar fi posibilă, Hawking și alții au susținut că nu ai putea călători niciodată înapoi, înainte de momentul în care mașina timpului a fost construită. Dar să călătorești în viitor, asta este o altă poveste. Desigur, cu toții suntem călători în timp, deoarece suntem purtați de curentul timpului din trecut spre viitor cu o viteză de o oră pe oră. Dar ca și în cazul unui râu, curentul curge cu viteze diferite în locuri distincte. Știința, așa cum o cunoaștem noi, permite mai multe metode de a merge pe calea cea mai rapidă spre viitor. Așadar, iată câteva modalități pe care cercetătorii le-au descoperit până în prezent pentru a putea călători în timp. Călătorie în timp prin viteză. Acesta este cel mai simplu și mai practic mod de a călători în timp în viitorul îndepărtat, mersul foarte rapid. Conform teoriei relativității speciale a lui Einstein, atunci când călătorești la viteze apropiate de viteza luminii, timpul încetinește în raport cu lumea exterioară. Acest lucru nu este doar o presupunere sau un experiment de gândire, ci a fost măsurat. Folosind două ceasuri atomice gemene, unul care zboară într-un avion cu reacție, iar celălalt staționar pe pământ, fizicienii au demonstrat că ceasul care zboară bate mai încet din cauza vitezei sale. În cazul avionului, efectul este minuscul, dar dacă ați fi fost într-o navă spațială care călătorește cu 90% din viteza luminii, ați simți că timpul trece de 2,6 ori mai încet decât pe Pământ și cu cât te apropii mai mult de viteza luminii, cu atât mai extremă este călătoria în timp. Cele mai mari viteze atinse prin orice tehnologie umană sunt probabil protonii care se deplasează cu 99,99% din viteza luminii. Utilizând relativitatea specială, putem calcula că o secundă pentru protoni este echivalentă cu 27.777.778 de secunde sau aproximativ 11 luni pentru noi. În mod surprinzător, fizicienii de particule trebuie să țină cont de această dilatare a timpului atunci când au de-a face cu particule care se dezintegrează. În laborator, particulele de muoni se dezintegrează de obicei în 2,2 microsecunde, dar muonii se deplasează rapid, cum ar fi cei creați atunci când razele cosmice lovesc atmosfera superioară și care au nevoie de 10 ori mai mult timp pentru a se dezintegra. Călătoria în timp prin gravitație. Următoarea metodă de călătorie în timp este inspirată tot de Einstein. Conform teoriei sale a relativității generale, cu cât gravitația pe care o simți este mai puternică, cu atât timpul se mișcă mai încet. Pe măsură ce te apropii de centrul Pământului, de exemplu, puterea gravitației crește. Timpul se scurge mai încet pentru picioarele tale decât pentru capul tău. Din nou, acest efect a fost măsurat. În 2010, fizicienii de la Institutul Național de Standarde și Tehnologie din SUA au așezat două ceasuri atomice pe rafturi, unul la 33 de centimetri deasupra celuilalt, și au măsurat diferența dintre ritmul de ticăit al acestora. Cel mai de jos a bătut mai încet deoarece simte o gravitație puțin mai puternică. Pentru a călători în viitorul îndepărtat, tot ce ne trebuie este o regiune cu o gravitație extrem de puternică, cum ar fi o gaură neagră. Cu cât te apropii mai mult de orizontul evenimentelor, cu atât timpul se mișcă mai încet. Dar este o afacere riscantă, căci treci granița și nu mai poți scăpa niciodată și, oricum, efectul nu este atât de puternic, așa că probabil nu merită călătoria. Presupunând că ai avea tehnologia necesară pentru a parcurge distanțele uriașe pentru a ajunge la o gaură neagră, cea mai apropiată aflându-se la aproximativ 3000 de ani lumină, dilatarea timpului prin călătorie ar fi mult mai mare decât orice dilatare a timpului prin orbitarea în jurul găurii negre însăși. Situația descrisă în filmul Interstellar, în care o oră pe o planetă aflată în apropierea unei găuri negre este echivalentă cu 7 ani înapoi pe Pământ, este atât de extremă încât este imposibilă în universul nostru, potrivit lui Kip Thorne, consilierul științific al filmului.
cel mai halucinant lucru poate este că sistemele GPS trebuie să țină cont de efectele de dilatare a timpului, datorate atât vitezei sateliților cât și gravitației pe care o resimt pentru a funcționa corect. Fără aceste corecții, capacitatea GPS a telefonului tău nu ar fi capabilă să te localizeze cu o precizie de câțiva metri pe pământ. Călătorie în timp prin animație suspendată. O altă modalitate de a călători în viitor ar putea fi încetinirea percepției timpului prin încetinirea sau oprirea proceselor corporale și repornirea lor mai târziu. Sporii bacterieni pot trăi milioane de ani într-o stare de animație suspendată, până când condițiile potrivite de temperatură, umiditate și hrană le pornesc din nou metabolismul. Unele mamifere, cum ar fi urșii și veverițele, își pot încetini metabolismul în timpul hibernării, reducând drastic necesarul de hrană și oxigen al celulelor lor. Ar putea oamenii să facă vreodată același lucru? Deși oprirea completă a metabolismului este probabil mult peste tehnologia noastră actuală, unii oameni de știință lucrează pentru a reuși să inducă o stare de hibernare pe termen scurt, care să dureze cel puțin câteva ore. Acest lucru ar putea fi suficient pentru ca o persoană să treacă printr-o urgență medicală, cum ar fi un stop cardiac, înainte de a ajunge la spital. În 2005, oamenii de știință americani au demonstrat o modalitate de a încetini metabolismul șoarecilor, care nu hibernează, prin expunerea acestora la doze infime de hidrogen sulfurat, care se leagă de aceeași receptor celular ca și oxigenul. Temperatura corpului central al șoarecilor a scăzut până la 13 grade Celsius, iar metabolismul a scăzut de 10 ori. După 6 ore, șoarecii au putut fi reanimați fără efecte negative. O altă metodă care induce o hibernare hipotermică prin înlocuirea sângelui cu o soluție salină rece a funcționat pe porci și este în prezent în curs de testare clinică pe oameni în Pittsburgh. Călătoria în timp prin găuri de vierme. Relativitatea generală a lui Einstein permite de asemenea posibilitatea existenței unor scurtături prin spațiu-timp, cunoscute sub numele de găuri de vierme, care ar putea fi capabile să acopere distanțe de un miliard de ani lumină sau mai mult, sau puncte diferite în timp. Mulți fizicieni, inclusiv Stephen Hawking, cred că găurile de vierme apar și dispar constant la scară cuantică, mult mai mică decât atomii. Ideea ar fi să capturezi una și să o umfli la scară umană, o performanță care ar necesita o cantitate uriașă de energie, dar care ar putea fi posibilă în teorie. Încercările de a dovedi acest lucru au eșuat în cele din urmă din cauza incompatibilității dintre relativitatea generală și mecanica cuantică. Călătoria în timp cu ajutorul luminii. O altă idee de călătorie în timp avansată de fizicianul american Ron Mallet este aceea de a folosi un cilindru rotativ de lumină pentru a răsuci spațiul și timpul. Orice lucru aruncat în interiorul cilindrului învârtitor ar putea fi teoretic târât în spațiu și timp într-un mod similar cu modul în care o bulă se învârte deasupra cafelei după ce o învârți cu o linguriță. Potrivit lui Mallet, geometria potrivită ar putea duce la călătorii în timp, fie în trecut, fie în viitor. De la publicarea teoriei sale în anul 2000, Mallet a încercat să strângă fonduri pentru a plăti un experiment de verificare a conceptului, care presupune aruncarea neutronilor printr-un aranjament circular de lasere învârtitoare. Cu toate acestea, ideile sale nu au cucerit restul comunității de fizicieni, alții susținând că una dintre ipotezele modelului său de bază este afectată de o singularitate, ceea ce înseamnă în limbajul fizicii este imposibil. Teoria cilindrului infinit. Astronomul Frank Tipler a propus un mecanism cunoscut uneori sub numele de cilindrul Tipler, prin care se poate lua o materie cu masa de 10 ori mai mare decât cea a Soarelui și apoi să o rostogolim într-un cilindru foarte lung, dar foarte dens. Institutul Anderson, o organizație de cercetare a călătoriilor în timp, a descris cilindrul ca fiind o gaură neagră care a trecut printr-o fabrică de spaghete. După ce a învârtit aceste spaghete ale găurii negre cu miliarde de rotații pe minut, o navă spațială aflată în apropiere, urmând o spirală foarte precisă în jurul cilindrului, ar putea călători înapoi în timp pe o curbă închisă, asemănătoare timpului, potrivit Institutului Anderson.
Problema majoră este că, pentru ca cilindrul Tipler să devină realitate, ar trebui ca acesta să fie infinit de lung sau să fie făcut dintr-un tip de materie necunoscută. Cel puțin în viitorul previzibil, pastele interstelare nesfârșite sunt dincolo de posibilitățile noastre. Concluzie. De-a lungul timpului, fizicienii și oamenii de știință au propus tot soiul de teorii complicate pentru a dovedi faptul că o eventuală călătorie în timp este posibilă. Deși niciuna nu s-a dovedit practică până în prezent, doar viitorul ne va răspunde la întrebarea legată de existența călătoriilor în timp. Și poate pe viitor, unii oameni chiar vor putea vedea cu ochii lor dinozauri sau dinozaurii vor veni la noi.